Vă invit din nou, frați și surori, să ne ridicăm în picioare. Vreau să citesc cuvântul Domnului și vă invit pe dumneavoastră să deschideți Bibliile. În ultimul timp s-a citit atât de des textul din 1 Corinteni, capitolul 11. Și ca și cum nu s-ar fi citit destul, vă rog în această dimineață să-mi îngădui să-l citesc cu voce tare încă o dată. 1 Corinteni, capitolul 11. Începem cu versetul 23 să citim cuvântul Domnului. Că am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva să mănânce acasă pentru ca să nu vă fie adunat spre o sândă, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Așa de repede a trecut o lună de zile și suntem din nou în duminica în care ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus. Acest eveniment ne predispune la o stare de cercetare, pentru că în mod vizibil trupul și sângele Domnului sunt semnificate de elementele pâine și rodul viței. Asta ne ajută pentru că se vede ceva. Cina Domnului este un moment spiritual care ne predispune la schimbare, ne obligă la schimbare. În mod normal n-ar trebui să fie așa, dar este așa datorită lipsei de maturitate spirituală. Duminica în care este cina Domnului, noi ne pregătim spiritual mai mult decât în celelalte duminici. Și dacă se va întâmpla să vină Domnul într-o altă duminică decât în prima, noi vom avea mari probleme. Pentru că cercetarea spirituală, sfințirea și neprihănirea nu trebuie să fie alternantă, selectivă. Noi trebuie să avem o viață de neprihănire, nu o duminică de neprihănire. Noi trebuie să avem o viață de a ne cere iertare cărora le-am greșit, ci nu doar o anumită zi în care facem asta, pentru că nu ne putem atinge de elementele cinei Domnului, pâinea și rodul viței. În fiecare lună suntem provocați, cel puțin o dată pe lună, să ne uităm în noi, acolo unde alții nu văd, ci doar noi și Dumnezeu. Și uitându-ne în noi, cel puțin o dată pe lună, când spun uitându-ne în noi cel puțin o dată pe lună, mă refer la o privire intensă, adâncă, nu la o cercetare de suprafață pe care o facem în timpul fiecărei rugăciuni, în fiecare zi. Uitându-ne în noi în mod foarte responsabil, întâlnim cel puțin două categorii de probleme. O categorie de probleme permanente și o categorie de probleme temporare. Cele permanente sunt aceleași de luna trecută sau de anul trecut, care s-au cantonat, adică s-au stabilit în noi și sunt vicii deja. A doua categorie de probleme sunt cele temporare, accidentale. S-a întâmplat acum și nu se mai întâmplă altădată. Indiferent care este problema, permanentă sau temporară, devenită viciu care stăpânește sau accidental din întâmplare,
Faptul că ea există acolo îl întristează pe Domnul și micșorează mărturia noastră. Privind la aceste probleme din interior, noi suntem conștienți că trebuie să ne schimbăm. Spunea cuvântul Domnului, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul acesta în chip nevrednic, este vinovat. Asta înseamnă că trebuie să se schimbe devenind vrednic pentru ca să nu mai fie vinovat. Cum? Prin cercetare și prin abandonarea păcatelor identificate în urma cercetării. Cercetare înseamnă investigare, căutare, privire după ceva. Așa fac polițiștii atunci când intri în America. Au și câini care sunt dresați să miroasă droguri sau alte substanțe periculoase, mâncare sau altceva. Au tot felul de aparate. Tot acest sistem de control are rolul să identifice lucrurile nepermise la cineva care și le permite în mod nepermis. Ei bine, același lucru înseamnă procesul cercetării. Creăm un sistem al conștiinței prin care încercăm să identificăm lucruri temporare sau permanente în noi ca fiind nepermise în situația în care suntem astăzi, dar, la modul general, în orice situație a relației spirituale cu Dumnezeu. Trebuie să subliniez un lucru pe care îl constat în popor. Este diferență între urmărirea neprihănirii și între realizarea neprihănirii. Omul care crede că a realizat neprihănirea este cel mai păcătos dintre noi. Omul care urmărește neprihănirea, indiferent unde a reușit să ajungă, este un om pe calea cea bună. Spun că crede că a atins performanța neprihănirii, trebuie să subliniez ca să nu fiu înțeles greșit, că nu mă refer la neprihănirea dată prin justificarea lui Hristos, care se primește în dar, ci mă refer la neprihănirea dobândită prin fapta și trăirea zilnică, fiind o teribilă diferență între prima și a doua. Una este să te pocăiești și să fii justificat înaintea lui Dumnezeu în urma pocăinței de Hristos prin jertfa sa, și acolo suntem la modul absolut neprihăniți, și alta e neprihănirea pe care o trăim noi, păstrând ce ne-a oferit Hristos în dar. De aceasta vorbesc eu acum. Sunt însă și oameni care din anumite motive nu hotărăsc în această dimineață să se schimbe. Ciudat, dureros, dar real. Sunt și oameni care nu acceptă provocarea pocăinței să se schimbe. De ce? Probabil că primul motiv este moartea spirituală. Oamenii aceștia sunt atât de împietriți în duhul, deși sunt religioși, au un comportament exterior compatibil cu mărturia penticostală, dar în interior sunt morți spiritual. Și oamenii aceștia sunt atât de împietriți încât nu mai simt cercetarea Domnului. Vorbesc, zâmbesc, se uită la ceas, se freacă pe picioare. Semne evidente că nu trăiesc părtășia cu Dumnezeu și obosește timpul acesta de închinare. Probabil mai sunt și alte motive. Însă sunt oameni care se hotărăsc pentru schimbare, dar o amână și nu o încep de astăzi, ci de renumitul mâine. Și oamenii care încep de mâine, știți că mâine nu există niciodată, e o poreclă pentru un timp viitor, care dacă nu vine prezent mereu, e înaintea noastră cu zi. Cei care amână datorită unei vieți lumești, au un mod de viață lumesc. Obiceiurile care le compun existența sunt atât de lumești încât ei sunt prinși în sistemul acesta de viață și e prea departe ca să se mai poată rupe. Ar trebui
un eveniment de criză să vină în viața lor ca să le dea puterea să iasă de acolo. Un accident, o nenorocire, un necaz, lucruri care de obicei te scoate dintr-o stare de nepocăință. Dar în absența unei crize pe fondul normalității vieții, nu au puterea să se rupă. Își fac doar angajamente pentru că mai pâlpâie conștiința aproape adormită, dar n-au putere să facă nimic. Mâine se duc tot acolo de unde au venit ieri. Un anturaj lumesc. Dacă nu-ți schimbi anturajul care ieri te-a predispus să păcătuiești, vei păcătui și luni, pentru că anturajul are influență. Datorită unei superficialități spirituale, crezând că e suficient atâta, pentru că așa fac și alții, așa facem și noi. Noi nu ne comparăm cu Dumnezeu, ne comparăm cu oamenii. Sau poate datorită lipsei de hrană spirituală, dacă omul nu se roagă și nu se confruntă cu Dumnezeu în relație spirituală, personală, directă, conștiința lui tot timpul e ascunsă de Dumnezeu. Pentru că el niciodată nu se întâlnește cu Domnul decât prin intermediari. Se întâlnește cu Dumnezeu prin predica mea din această dimineață. Cu alte cuvinte, eu am o relație cu frate Petru Lorinț, dar eu niciodată nu mă întâlnesc cu el. Ci relația mea este prin Michi Ban. Fratele Michi Ban devine intermediar. Eu îl sun pe fratele Michi și Michi îi spune fratelui Petru ce am zis eu. Și când fratele Petru vrea să-mi spună ceva, îl sună pe Michi și Michi îmi spune mie. Eu niciodată nu mă confrunt cu Petru Lorin și tot timpul prin intermediar. Există teribila înșelăciune a unui om să aibă o relație cu Dumnezeu prin intermediar, predicator, mama, tata, biserica sau altcineva. Și niciodată să nu se confrunte personal cu Dumnezeu prin rugăciune, prin citirea Bibliei sau prin alte practici spirituale, prin alte activități spirituale obișnuite oamenilor care trăiesc cu Dumnezeu. Schimbarea este o provocare pe care Dumnezeu o lansează de fiecare dată când se întâlnește cu noi. După cum noi ca părinți tot timpul îi presăm pe copii să se schimbe în lucrurile rele care le fac. Și tot timpul le reproșăm. Nu ți-am spus de atâtea ori. M-am săturat să-ți spun. M-ai îmbolnăvit la cap. Am făcut nervi din cauza asta. Te-ai făcut mare, ți-am spus mereu și mereu și mereu. Ai fost copil, am acceptat că nu pricepi, dar te-ai făcut mare acum. De câte ori să-ți mai spun? Nu mai suport, ți-am spus de atâtea ori. Tot timpul ne deranjează lipsa de schimbare a copiilor când noi învățăm mereu și mereu să se schimbe înspre bine. La fel este Dumnezeu când de zeci de ani sau de ani de zile ne presează spre anumite schimbări urgente din viața noastră și noi nu le facem din anumite motive și rămânem aceiași oameni vechi de 20 de ani. Când te întâlnești cu mama și cu tata, știi că o să te întrebe: de ce n-ai făcut aia? Ți-am spus să faci. Când te întâlnești cu Dumnezeu, știi că o să te întrebe: de ce n-ai făcut aia? Te-am iertat acum un an? Te-am iertat acum 11 luni, acum 10, 9 și așa mai departe? Te-am iertat de ori de câte ori ai venit la mine cu această problemă? Și am sperat că bunătatea mea, care se manifestă iertându-te, o să te motiveze să te îndrepți. Nu m-am purtat cu tine, puteam să te implic în accidente, puteam să-ți iau partenerul, copilul, părintele, serviciu, puteam să te deportez în România, dar am vrut să-ți demonstrez iubire, pentru că prima mea armă cu care trag atunci când vreau ca cineva să se pocăiască este iubirea, nu pedeapsa. Însă tu ai privit iubirea mea ca pe o slăbiciune a mea și te-ai jucat cu mine. Nu cumva ești omul acela? Frați și surori, e diferit să te confrunți cu Dumnezeu, să te întâlnești cu Dumnezeu sau să vii la biserică pentru un serviciu divin și să asculți un om. E foarte diferit. Dacă pe mine mă ascultați, veți găsi suficiente lucruri să mă criticați. Dar dacă l-ascultați pe Domnul, credeți-mă că nu veți critica nimic. Pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, nu critici pe altul, pentru că și tu meriți critica la fel ca El. Ne permitem să facem lucrul acesta. Pentru că în percepția noastră Dumnezeu nu-i prezent, ci doar omul care îl reprezintă. Și atunci vrem să-i demonstrăm că și el e om ca noi, că și el are slăbiciuni ca noi și atunci de ce nu-și vede de treabă? Schimbarea este singura șansă să ieșim de unde suntem, să creștem spiritual, să ne desăvârșim asemănarea cu Domnul Iisus și să fie mai mic, mai mică remușcarea conștiinței, pentru că am mai trecut o lună și am sperat să fim mai buni și n-am reușit. Din nou vorbe slabe, din nou gânduri slabe, din nou motivații slabe, din nou resentimente,
Din nou am judecat pe alții ca și cum noi suntem perfecți. Și nu l-am judecat între el și noi, și l-am judecat între noi și alții ca să-l judecăm bine și pentru întotdeauna. Și din nou și din nou și din nou. Și iată că trece luna și ne confruntăm din nou cu ce am semănat, cu legând. Dar Domnul e bun din nou cu mine și cu dumneata. Însă bunătatea lui Dumnezeu nu se exprimă prin faptul că ne permite să rămânem așa la nesfârșit, ci se exprimă prin faptul că îți spune: fiule, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Schimbă-te, omule, schimbă-te odată. Ajunge că în trecut, spunea Petru, destul, destul. Schimbarea înseamnă mântuit de păcat. Schimbarea unei vieți este un proces care nu se termină niciodată, dar care începe cu un eveniment dintr-o anumită zi, când acceptăm provocarea lui Dumnezeu și când ne lăsăm motivați și sensibilizați în sufletul nostru. Dacă vrei să te schimbi cu adevărat, trebuie să faci ceva diferit de ce ai făcut până acum, altfel rezultatele vor fi ca până acum. Pentru ca ceva să se schimbe, trebuie să schimbi ceva. Pentru ca să se schimbe starea mea, trebuie să-mi schimb inima. Când se va schimba inima mea, se va schimba și starea mea. Pentru că inima mea promovează starea mea. Din inimă ies gândurile, faptele, deciziile, toate ies din inimă. Când se schimbă inima înăuntru, se schimbă și viața în afară. Aș vrea să vorbesc în primul rând despre motivația schimbării. Schimbarea nu este un lucru ușor, nu este un lucru confortabil. De aceea se întâmplă așa de puțin și așa de rar. Dar schimbarea se poate întâmpla atunci când există o motivație puternică. De câte ori ați trecut printr-un necaz și nu v-ați propus să vă pocăiți mai mult, motivați de necazul prin care ați trecut? Întotdeauna. De câte ori în absența unui necaz ați avut o motivație puternică de schimbare? Aproape niciodată. Oamenii când trec printr-un necaz primesc mesajul următor: Dumnezeu mă cercetează cu nuiaua, trebuie să mă pocăiesc, altfel mă va cerceta cu bota, cu toiagul. Iată dar că există schimbare dacă există motivație. Și vreau să vorbesc puțin despre motive pe care îi aduc pe oamenii în situația să plătească prețul unei schimbări, care deși e grea, e inconfortabilă, totuși se întâmplă. Prima dintre ele probabil este falimentul, adică experimentarea unor consecințe devastatoare datorită unui mod de viață probabil greșit. Fiul risipitor a trăit în puf, a fost un copil răsfățat. Pleacă de la tata, de la mama, dorind mai multă libertate, ajunge într-o țară îndepărtată, își face de cap, însă datorită modului de viață greșit, falimentează. Cât a fost la tata, toate sfaturile tatălui și toată mărturia tatălui n-au putut să-l convingă la schimbare spre pocăință. Și a rămas rece ca un cub de gheață. A avut o părere bună despre el și l-a subapreciat pe tata spunând: babacu nu știe decât pocăință și rugăciune. Și a vrut să scape de el. Și când în sfârșit rămâne singur, Dumnezeu îl împinge într-un faliment care are mai multă putere decât mărturia și presiunea tatălui. Iată dar, când Dumnezeu îngăduie un faliment în viața unui om, e mai puternic decât predica păstorului, e mai puternic decât mustrarea partenerului, e mai puternic decât versetul citit într-o dimineață, e mai puternic decât cercetarea Domnului din timpul rugăciunii, la care rămânem surzi și înghețați. Dar când vine Domnul cu un faliment care ne coboară în rușine, care ne coboară în durere, care ne coboară în sărăcie, în pierderea lucrului, în despărțirea de cineva drag, dintr-o dată ne trezim la realitate și punem în funcție aparatele care privesc obiectiv, nu subiectiv, viața. Mă uit la dumneavoastră și mă uit și la mine în dimineața asta și întreb următorul lucru: e nevoie de un faliment
care să motiveze schimbarea pe care Dumnezeu o așteaptă de mult în noi? Dacă da, să știți că nu va întârzia. Al doilea lucru care îi motivează pe oameni, neîmplinirea. Adică experiența unei vieți care nu te satisface orice ai face. Saul din Tars era mândru de el, era un superdotat, un om elevat, cult, pregătit, avea o slujbă bună, o reputație bună, era celebru în țara lui și totuși, omul acesta, când se confruntă cu Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, ești dușmanul meu. Trăiește în momentul acela o neîmplinire teribilă. El se credea numărul unu în țară și realizează că nu e nici măcar ultimul. Atunci când ai o părere bună despre tine și funcționezi și viața te duce în situații în care realizezi nu numai că nu e adevărat ce ai crezut, dar dimpotrivă, atunci încerci un gust de neîmplinire și nimic nu te mai satisface, nici banii, absolut nimic, nu-ți mai trebuie nimic. E starea aceea e o stare bună pentru pocăință. Dacă duce la părăsirea lui Dumnezeu, nu-i bine, dar dacă duce amărăciunea asta la pocăință, e bine. Un alt lucru care poate motiva schimbarea este o experiență spirituală. O experiență spirituală. Aduceți-vă aminte de același Saul. Are o experiență cu Dumnezeu care îl obligă să facă curățenie în viața lui și să se schimbe. Dacă nu era experiența asta, ajungea în Siria, îi bătea pe toți, îi omora pe toți, îi băga în pușcărie pe toți, că asta era misiunea. Dar pe drum are o experiență care îi modifică viața. N-am avea noi nevoie de o astfel de experiență? Dar dacă lipsim de la studiu, dacă lipsim de la rugăciune, dacă lipsim de la serviciu, dacă lipsim de la orice loc unde e prezent Dumnezeu și mergem numai în locuri unde e El absent, cine să aducă în viața noastră experiența aceea? Curiozitatea poate fi un alt motiv. Când omul devine informat de lucruri pe care nu le-a știut, aceste lucruri provoacă credință în inima lui. Drumul spre Etiopia. Un om bogat, ministru de finanțe, călătorea într-un mijloc de transport modern al vremii lui, citind dintr-una dintre cele 66 de cărți ale Bibliei, respectiv Isaia. Dumnezeu, văzându-i dorința încă neîmplinită, vorbește unui înger care la rândul lui devine intermediar mergând la un evanghelist și îi spune, vin din partea Domnului cu un mesaj, ai o misiune specială, ajunge căruța aceea și vorbește omului care citește cartea. Filip se duce, se simțea emoționat. Vorbea cu al doilea om din Etiopia. E trimis de Dumnezeu, realizează cât de mare, cât de responsabilă este misiunea lui. Și îi vorbește. Și omul acesta primește informații pe care nu le-a avut de la sistemul religios din țara lui. Și tot vorbindu-și și tot informându-l, dintr-o dată omul spune, oprește-te. Am înțeles. Am înțeles ce trebuie să fac. Acum eu sunt acela care decid dacă fac sau nu. Și decid să fac. Omule, uite apa. E ceva ce mă împiedică? Te împiedică necredința. Nu mai sunt în necredință. Informația pe care mi-ai dat-o m-a luminat și realizez că nu mai pot să stau aici, că trăiesc împotriva lui Dumnezeu. Eu aleg să ies de aici prin credință. Și credința vine în urma informației pe care mi-ai dat-o tu. Mulțumesc! Acum lasă-mă să mă botez. Botează-te. Când a ieșit de acolo, era bucuros. Când cărătorea în căruță, era trist. Vreți bucurie? Nu templu e soluția. Soluția este să avem o informație corectă despre Dumnezeu și să o trăim. Aia aduce liniște, bucurie și pace. Și vreau să mergem puțin mai departe și să observăm că un alt motiv este o criză a vieții. În timpul căreia un om e confruntat cu necredința, cu neputința, cu propria nebunie? Aduceți-vă aminte de Iona. Iona alege în mod voluntar să trăiască împotriva voiei lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu îl împinge într-o criză. E înghițit de un pește, lucru senzațional. Și mai senzațional este faptul, de fapt, mai incredibil e faptul, că nu-l mănâncă și nu-l omoară.
ci peștele primește un mesaj de la Dumnezeu să se ducă la mal și să îl scui pe afară, să îl scoată afară pe Iona din stomac. Și incredibil, Iona iese viu din abdomenul peștelui. Imaginați-vă, acolo era întuneric, era acid clorhidric care digera hrana, mușchii ăia care se frământau, stomacul când primește un ceva mâncare, dintr-o dată un senzor îl pune să frământe mâncarea. Imaginați-vă săracul cum a fost acolo, ca în toate tiribombele alea cu care, în care se dau oamenii pe la Great America sau nu știu pe unde. Eu cred că de-abia a scăpat să nu moară de frică, numai puterea lui Dumnezeu l-a făcut să nu moară de frică. Întuneric, umiditate, n-avea aer, n-avea nimic săracul, mai spera să iasă de acolo de unde. Îl împinge Dumnezeu într-o criză ca să-și confrunte propria alegere, propria nebunie. Și când ajunge acolo și vede că nu mai e la loc larg unde trăia el de obicei și lua decizii compatibile cu nebunia lui, spune: Doamne, m-ai băgat la colț. Doamne, m-ai băgat la colț, m-ai prins, ești mai puternic, mă predau. Te rog, scoate-mă afară că mă predau. Și Dumnezeu își atinge scopul, că n-a vrut să-l omoare, că dacă vrea să-l omoare în timp ce îl înghița, îi spunea la pește, fă așa, și era destul. Dar i-a spus să facă altfel, că Dumnezeu iubește pe fiii oamenilor care se pocăiesc. Binecuvântat să fie Domnul! Cea mai mare mângâiere a muritorilor este că Dumnezeu iubește pe oamenii care se pocăiesc. Asta încurajează pe oameni să se pocăiască. Speranța că Dumnezeu primește pocăința și îi dă curs prin iertare. Un penultim motiv care provoacă schimbare, o viață pierdută. Când realizezi că nu mai ai nicio șansă și că ai trăit rău, dintr-o dată te apucă o frustrare ca și chinul morții, tâlharul pe cruce. Sigur nu mai scăpa de acolo, urma să moară. Se uită la Hristos și pentru prima oară în viață, auzind ce spune tovarășul lui de dincolo de Hristos, realizează că și-a pierdut viața în păcat. Niște chinuri teribile îl cuprinde. Și atunci încearcă una dintr-o mie. Doamne, eu nu merit. Mi-am făcut de cap o viață întreagă și uite că acum mi-a venit și mie mintea la cap. Dar dacă mai poți, te rog frumos, iartă-mă și pe mine. Hristos îl primește acolo și spune: bine, omule, bine, ești cu mine în rai. Extraordinar! Să trăiești o viață în păcat și o clipă de pocăință să facă diferența între iad și rai, acesta se numește har. Asta este bunătatea lui Dumnezeu. Asta caută oamenii ăștia care au umplut sanctuarul în această dimineață. N-au venit să mă asculte pe mine. Au venit să primească ceva de la Dumnezeul care dă cu mână largă fără să-i pară rău când omul se pocăiește. Binecuvântat să fie Domnul! Ultimul lucru care provoacă schimbarea este remușcarea. Sigur, mai sunt multe altele, pot fi enumerate. Ultimul lucru din punctul meu de vedere, al predicii mele din această dimineață. Remușcarea este când te simți vinovat, când ajungi să încerci acest sentiment. Nu există pentru un om o bucurie mai mare decât atunci când simte propria vinovăție, dar și siguranța că Dumnezeu îl iartă pentru că s-a pocăit de păcatul lui. Petru se leapădă de Domnul în curtea marelui preot de 3 ori. Cântă cocoșul și un cocoș face mai mult decât cel mai tare predicator al vremii pentru el. Iese afară, era noapte și plânge cu amar. Vă puteți imagina ce înseamnă un bărbat ca Petru să plângă cu amar? Cred că omul ăla a plâns ca un copil. Mă gândesc că s-a lovit așa cu palmele sau cu pumnii în cap și a spus: Doamne, 3 ani m-am uitat la tine și n-am învățat nimic. Îmi dau seama ce a făcut Iuda cu câteva clipe în urmă și eu am făcut la fel. Doamne, cum am putut să fac asta? Doamne, simt o remușcare atât de mare încât nu mai pot să o suport. Mi se topesc oasele în interiorul meu, gem ca un cocor. Doamne, iau foc, iartă-mă! Remușcarea te împinge să te duci la el și să-i spui: dacă mai vrei și dacă mai poți, te rog, mai iartă-mă odată așa cum m-ai iertat până acum, că tu ești Dumnezeu. Și eu îți promit că plecând de aici am să mă schimb. Astea sunt motive care împing, care provoacă schimbarea în inima unui om. Există însă și posibilitatea unor schimbări greșite de dragul unei schimbări. Și vreau să spun câteva schimbări greșite
care nu sunt schimbări bune și n-aduc nimic bun. Prima dintre ele este schimbarea mediului în care trăiești. Fiul care, pe care noi îl numim risipitor, trăia în confort, într-o atmosferă de moralitate, de spiritualitate, înțelegem din mărturia tatălui lui și din etica familiei. Și totuși el spune, eu trebuie să devin mai pocăit, dar ca să devin mai pocăit trebuie să-mi schimb familia, trebuie să-mi schimb casa, trebuie să-mi schimb serviciu, trebuie să-mi schimb orașul, trebuie să-mi schimb biserica. Dacă mă duc la altă biserică, voi deveni mai pocăit. Ascultă-mă, te duci cu tine, nu vei deveni mai pocăit. Trebuie să-mi schimb nevasta, că voi deveni mai pocăit. Uite-te la mine, te duci cu tine, nu vei deveni mai pocăit. Trebuie să-mi schimb Biblia, că voi deveni mai pocăit. Nu, te duci cu tine, nu vei deveni mai pocăit. Fiul risipitor se duce, schimbă totul. Își alege un mediu absolut diferit de mediul în care a trăit și zice el, gata, acum. Și ajungând acolo realizează că e tot el și că problema nu-i mediu, ci problema el. Și ceea ce trebuie schimbat nu-i mediu, ci este inima lui. Fraților, cine pleacă dintr-o biserică în alta, pentru că acolo va deveni mai pocăit, ascultați-mă, peste 5 luni de zile va pleca și de acolo, pentru că nemulțumirea îl face să sară din creangă în creangă. Nu vreau să vorbesc răutăcios față de nimeni, absolut față de nimeni, ci eu am datoria, datorită poziției și chemării mele să spun adevărul pentru ca să avertizez poporul Domnului. Nu bat apropo la nimeni, fiecare om are dreptul să aleagă ce dorește în viața lui. Oamenii își pot schimba casa, biserica, e libertatea lor, dar dacă cineva are copilăria să creadă că într-o biserică poate fi mai pocăit decât în alta, copilăria aceasta ține 2-3 zile. Din rușine nu se mai întoarce înapoi, dar el însuși realizează că a greșit. Pocăința nu mi-o dă păstorul și nu mi-o dă frații care stau lângă mine. Pocăința mi-o dă Dumnezeu, dar pentru că stau departe de El, n-are cine să mi-o dea. Pocăința mi-o dă rugăciunea, dar dacă nu vin la rugăciune, de unde? Pocăința mi-o dă întâlnirea cu Biblia, dar dacă nu-mi place, de unde? Tot timpul am timp de să nu le înșir. Dar de rugăciune, de scripturi, de părtășie, nu. Astea sunt lucruri pentru mine depășite. Eu sunt superdotat spiritual. Frați și surori, rugăciunea, citirea Bibliei, părtășia frățească este suficient pentru oricine, și pentru cel botezat ieri și pentru cel botezat acum 80 de ani. Pentru toți aceste lucruri sunt necesare și suficiente. Vă rog, îmbrățișați-le, reveniți la ele, pentru că în felul acesta reveniți la Dumnezeu de care aveți nevoie. Nu vă schimbați mediul, nu se întâmplă nimic mai bun, schimbați-vă inima și atitudinea. Al doilea lucru greșit pe care îl schimbă oamenii este schimbarea morală. Oamenii spun, ok, mă las de țigări, destul, gata, acum lasă că eu fac lui Dumnezeu, mă las de țigări și de droguri. Hei, să vedem acum ce mai vrei. Acum trebuie să fii mulțumit, nu mai fumez și nu mai mă droghez. Și mă duc la nevastă mea și-mi iau decizia să-i duc flori lunar. Să vedem ce mai zice. Frați și surori, pe Dumnezeu nu-L mulțumim noi că ne-am lăsat de țigări și de droguri. E extraordinar de bine că ne-am lăsat de țigări și de droguri. Dar nu asta e problema noastră. Problema noastră nu este un păcat dintre păcate, ci problema noastră e păcatul articulat. Nu un anumit păcat, ci păcatul. Poți să te lași de țigări sau de altceva, dar ce faci cu păcatele din trecut? Ce faci cu păcatul adamic? Ce faci cu alte păcate care nu înseamnă țigări și droguri, ci altceva? Nu trebuie să faci îmbunătățiri în viață, ci să te pocăiești. Nu de ceva anume, ci de totul. A treia schimbare pe care oamenii o încearcă este o schimbare pe care nu toți oamenii o încearcă, ci doar unii. E schimbarea monastică. E schimbarea călugărilor care merg la mănăstire, pentru că spun ei acolo, nu mai vedem păcat, nu mai avem TV, nu mai e lumea asta îmbrăcată așa cum e și când o privim ne predispune la păcat. Ne ascundem într-o mănăstire și acolo toată ziua stăm în post și în rugăciune. Eu nu zic că nu ajută asta, dar nu rezolvă problema. Pentru că inima o iei cu tine. Nu poți să o lași în oraș. Inima o iei cu tine. Și dacă e nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare și în mănăstire și în downtown, tot așa e. Pavel nu s-a închis într-o mănăstire când a fost sfânt, Hristos n-a stat închis într-o mănăstire, oamenii lui Dumnezeu nu s-au izolat, au trăit printre oameni și au împrăștiat dragostea lui Dumnezeu. A patra schimbare greșită este schimbarea voii lui Dumnezeu. Să mă explic ca să nu mă înțelegeți greșit.
Când omul reduce voia lui Dumnezeu la nivelul pretențiilor sale, care e confortabil, și spun, nu mai trebuie nici aia, nu mai trebuie nici aia, nu mai trebuie nici aia, și tot taie din cruce până când devine suficient de ușoară ca să o poată purta în glumă. Și în glumă poți să porți o cruce. Și atunci tot tai din ea și o grămadă de lucruri astăzi nu mai sunt. În România erau voie, dar aici nu. Că Dumnezeu american e mai emancipat decât la român. Câtă înșelăciune pentru niște adulți. Frați și surori, voia lui Dumnezeu ceremonială s-a dus. Cultura unui popor este într-adevăr reală, dar principiile lui Dumnezeu scrise în Scriptură nu țin de timp, nu țin de spațiu geografic. Legea lui Dumnezeu morală este aceeași în orice loc, peste tot în lume. Dar dacă noi vrem o pocăință mai ușoară și tot tăiem din ea, și dacă ne spune cineva, ne spune tata, ne spun pastorii, atunci îi prindem de dușmani. Ar mai fi multe lucruri de spus, dar avem nevoie de timp să stăm înaintea Domnului și să procedăm nu în grabă, pentru că acesta nu e un lucru care să-l faci în grabă. Trebuie făcut cu tot timpul de care ai nevoie. De aceea aș vrea să închei spunându-vă scurt, fără nicio explicație, doar enumerând câteva piedici în calea adevăratei schimbări. Una dintre ele, sunt prea bătrân. Moise a fost schimbat la vârsta de 80 de ani. Oricât de bătrân ai fi, pocăiește-te că nu-i prea târziu. Prea târziu e când mori. O altă piedică, sunt prea tânăr. Mai am vreme. De unde mai ai vreme? Arată mâna, unde-i vremea? Unde ții vremea? În ce account ții vremea? Cu ce măsori tu vremea că mai ai vreme, că ești tânăr? Păi du-te în cimitir să vezi câte cruci sunt pe care scrie vârsta pe care o ai tu acum. Ce idee aia că mai ai vreme? Nu mai ai niciun pic de vreme. Aduceți-vă aminte de Timotei. Timotei n-a spus trebuie să ajung la 30 de ani. Timotei s-a schimbat de tânăr și bine a făcut. O altă piedică, sunt prea păcătos. Pe mine nu mai mă iartă Dumnezeu. Dacă ai iertat-o pe Maria Magdalena și pe Petru și pe Zacheu și pe alții, asta înseamnă că ne iartă și pe noi dacă ne pocăim, oricât de păcătoși am fi. Pocăiește-te cu speranță, Dumnezeu te iartă. Nu ești prea păcătos, nu ești prea tânăr, nu ești prea bătrân. Sunt prea rău. Tâlharul de pe cruce a fost destul de rău. Și totuși Domnul se întoarce înspre el. Și ca nimeni altcineva îi spune, astăzi nu mâine, ești cu mine în rai, nu cu secretarea mea, sau nu cu altcineva, cu mine ești în rai. Este extraordinar faptul că Dumnezeu primește un tâlhar și nu-l pune cu sfinții, și nu-l pune cu altcineva, ci-l pune cu el, cu el personal, să fii cu Domnul. Tu care meritai să fii cu diavolul, ce vrei mai mult, ce onoare, ce favoare, ce privilegiu? Și asta o face schimbarea. Spre bogat, Zacheu a fost destul de bogat. Și când Iisus a trecut prin inima orașului lui, a înfruntat rușinea să se urce într-un pom ca să-l poată vedea fiind mărunt. Și Iisus i-a spus, omule, eu știu de ce te-ai urcat acolo, dă-te jos, că eu am să merg la tine acasă. Zacheu reacționează și spune, Doamne, să știi că eu m-am schimbat. Uite banii care i-am furat, uite prostiile care le-am făcut, Doamne, eu m-am schimbat. Prea greu. E prea mult ce ne cere Domnul, prea mult, e prea mult și eu nu pot, eu nu pot că eu sunt așa mai slab de fel. Duceți-vă aminte de femeia din Samaria, a încercat cu 5 bărbați o căsnicie și n-a reușit. Credeți că i-a fost ușor, nu se simțea rău datorită tentativelor eșuate? Ba da. Dar atunci când se întâlnește cu Hristos, ea înțelege ceea ce trebuia să înțeleagă. O ia de la capăt, se duce în oraș, devine evanghelist și oamenii îl cunosc pe Hristos prin mărturia ei. Atunci când vrei să te schimbi, nu există piedici. Toate piedicile aruncă-le în spate. Ultima, și invităm corul să cânte și mai apoi pe dumneavoastră să ne rugăm înainte să ne împărtășim. Prea religios. Doamne, eu sunt o persoană care vin dintr-o familie onorabilă, avem obiceiuri bune, mergem la biserică, toate canoanele le împlinim. Ce mai vrei de la mine, Doamne? Poate cineva să fie mai religios decât Apostolul Pavel? Studios?
membru în Sanhedriul iudaic, adică în comitetul spiritual care conducea țara, și totuși Dumnezeu îl predispune la o experiență în praful drumului și spune: religia ta nu mă satisface, am nevoie de tine. Și acolo în drum, Pavel îi dă Domnului nu școala, nu timpul, nu serviciu, îi dă Domnului viața. Ascultă-mă, dragul meu, e din nou duminica cu cina Domnului. Din nou privești și te întrebi să mă împărtășesc sau să nu mă împărtășesc, că ți-aduce aminte ce ai făcut. Cere-ți iertare, cercetează-te și împărtășește-te, dacă în Duhul te simți liber. Și de astăzi înainte schimbă-ți viața. Schimbă-ți viața, pentru că schimbarea este soluția. Haideți să ascultăm corul, timp în care medităm. Medităm la viața noastră, medităm la ceea ce facem astăzi cu Dumnezeu și la puținul timp care ne-a mai rămas să devenim ceea ce trebuia să fim de mult. Amin.